Salutare și bine v-am găsit la un nou episod cu produse de vapat, sau mai bine zis lichide. Bă, în sfârșit am pus și noi mâna pe aromele, sau mai bine zis gama de la Foc, care este făcută în colaborare cu băieții de la Academia de Vapat. Noi deja am început să testăm frostul, pentru că sincer, eram curios să văd ce fel de mentă au ales băieții sau cum s-au statuit în privința unui produs mentolat sau unei arome mentolate, mai bine zis. Și trebuie să recunosc, nu sunt dezamăgit deloc, sunt chiar foarte surprins. Ia, uitați, așa arată, e super fain. Hai să îl desfacem. Chiar dacă am deja în Revenger pus, manual de instrucțiuni, are și manual de instrucțiuni, dar trebuie să strici cutiuța ca să vezi instrucțiunile ca lumea. Are frumos aici manual de instrucțiuni, aici în interior îți arată cum să pui pe rezistență și cum stai, și cum se desface sticluța propriu zis. Nu cred că era necesar, dar sunt binevenite. Așa. Așa arată sticluța. Așa. Arată bine. Frostul ăsta este așa de un gălbui. Și sincer n-am fost dezamăgit. Deja am pe Revenger și pe Nautilus GT. O să-i dăm un test. Sincer, e o mentă tutunoasă, un tutun fin și nu știu dacă ăștia au scos țigările mentolate, dar bate între cu o combinație de țigară cu biluță din aia de mentol, între Pall Mall cu biluță și Kent cu biluță. Așa. Băi, e foarte bun, îl recomand cu dragă inimă, sincer cred că ăsta o să fie arestat de mine. E prea bun, îmi place mentolul, mai ales că e perioada rece, să ai un nas în fundat nu e o opțiune, mai ales pe perioada asta. Așa, ce pot să zic, chiar nu mă așteptam să fie atât de bun și cred că o să devină aroma preferată, dar trebuie să le testăm și pe celelalte, cine știe. Poate următoarele o să fie și mai bun decât ăsta. Și mai bun, și mai bun. Pe măsură ce testăm. Hai, știți procedura, venim cu un atomizor nou sau îl golim pe ăsta și revenim cu următorul lichid. Așa, și am revenit. Acum avem la test pe domnul Heaven, aici de față. Bineînțeles, designul ca la cel anterior, că da, e din aceeași gamă. Așa. Îl am pe Nautilus 2. Mă rog, Nautilus. Așa. Și să vedem cu ce ne surprinde raiul. Cum ar veni. Excelent. Ce pot să spun? Tocmai în acest rai regăsim un tutunos destul de dur cu o tentă de cireașă amaruien, ceea ce mi-am amintește de un pachet de țigări care îmi plăcea mie pe vremuri să-l cumpăr, se numea Blackstones. Felicitări, pentru că pot să zic că cei de la Foc, am pronunțat bine? Da, Foc Labs, împreună cu Academia de Vapat, au creat niște arome care imită, până acum pot să zic că imită la perfect aromele din țigările cu arome sau mentol. Deci, jos pălăria. N-am pălărie, dar aia e. E, cum să zic, între cele mai bune arome, chiar dacă am gustat doar două până acum, sunt între cele mai bune arome pe care le-am gustat. Și nu o zic doar așa ca să dau bine pe cameră în caz că văd băieții.
Dar mă lasă plăcut impresionat despre cum au reușit să combine un tutun destul de dur cu un fruct. Delicios. Deci presupun că în următoarele 3 arome o să găsesc ceva asemănător cu diverse fructe sau eu știu, rămâne surpriză să aflăm. Dar momentan trebuie să colim astea. Ori să mai găsesc eu un device. Ah, by the way. Astea chiar nu merg, e imposibil. Am încercat off camera să pun pe Vinci S4 de la Lipam, să pun lichidul ăsta tare. No, nu merge, e imposibil. Până și pentru mine care am fumat și trabucuri, e imposibil să pot să trag de pe un dispozitiv care e făcut pentru Lung Inhale. E imposibil. Nu pot, nu merge, nu. Oricât de tare mi-ar fi gâtul, nu se poate. Aia e special pentru MTL. Se simte superb. Cred că merge și la un aerat mai maxim, dar sincer undeva la mediu e parfum la orice device, presupun. Dar merită să încercați și voi. Hai, știți procedura, revenim când le golim sau mai găsesc un alt device. Așa. Și am revenit aici cu zipul de toate zilele. Cum am mai zis și pe Facebook, nu am putut să mă abțin și m-am laudat cu colecția. Pe un zip e exact senzația de țigară. Și bineînțeles, acum probăm și noi spiritul. Dacă așteptam să ajung acasă să probez. Hai să-i dăm un test. E un tutun fin, ușor dulceat, aromă de vanilie, poate și un pic de caramel, sunt acolo un pic pe fundal. Ia să mai dăm. Parcă. Dar, sincer, spiritul, cel puțin eu îl simt mai mult ca pe un mic dejun cu ceva dulce acolo, un fel de miere, știi, pâine, toast proaspăt prăjită, cu un pic de unt și miere acolo, dar nici prea multă, știi, să nu te merge dulceața aia de la miere. Bă, bun. O să verific să văd dacă am ghicit. Deși poate eu, între miere și vanilie ceva pe acolo. O să mă uit să văd dacă am numerit aroma, că eu sincer când vă prezint lichide, nu mă uit să văd ce arome sunt. Eu când fac setul, fac ce vreau. Le vreau pe astea. A, bun. Să vină. Pornesc camera. Bine. Mai întâi fac țigară și după aia pornesc camera. Așa. Dar lăsând astea la o parte, bă, e bun. E mai ușor, e mai suportabil. Sunt curios pe GT cum s-ar simți asta. E bun. La fel ca și Frost-ul, recomand. Și Heaven-ul, dacă vreți să aveți senzație de Blackstone Sherry, ăsta e pentru voi. Așa. Și acum Boost-ul. Am tras un pic din el, de ceva o combinație între două tutunuri, dar mai trag un pic, poate m-am înșelat. Sincer, ăsta se simte la TH, cel mai apropiat de TH unei țigări normale. Și are o combinație de două tutunuri, cred, presupun, nu știu, simt două chestii dure. Două arome care se bat cap în cap. Oare să nu fie tutun cubanez? Asta ar putea să fie tutun cubanez.
Nu știu, sincer, treaba cu banez n-am fumat niciodată ca să dau seama să-mi rămână impregnată în minte aroma de tutun. Uite da, să înțeleg și eu. Da, și prietele mele, să-și dea cu părere. By the way, aroma dinainte care am avut-o pe el s-a dus, că a făcut drag la rezistență. Eu am mai fumat o singură dată un trabuc cu banez. Are ce... Am primit are... de la cineva. Stai așa. Bă da, duce mult un trabuc cu banez. Deci s-ar putea să fie un tutun clasic, cum găsești cu țigările astea, gen Pall Kent, Davidoff, whatever, combinat cu un tutun cubanez. Sincer, chiar sunt curios să mă uit la descriere, să văd. Că așa îmi bate mie, a două tuturi. Pe unul pot să-l identific, pe celălalt îmi dă cu virgulă. Pentru că trabucuri cubaneze n-am fumat niciodată. În schimb, multe narghilele. Așa, acum mai avem pe domnul Apollo, aici de față, care probabil o să-l fac mâine dimineață, când o să-mi colesc un tank. Și când o să fie lumina mai bună. Și da, când o să fie luminița mai bună. Până atunci, știți procedura, revenim. Așa, și am revenit și cu ultimul lichid din seria de la Fog Labs. Mr. Apollo, bineînțeles, ăsta arată o culoare beige sau un portocaliu mai deschis. Bine, dar nu asta contează. Ei bine, domnul Apollo ăsta aici de față. Stai un pic să-l testez, bineînțeles, alături de Spirit, ca să-mi dau seama de diferențele dintre ei. Aparent, Mr. Apollo aici de față e un tutun mult mai aspru, mult mai sec, cu o tentă subtilă de zahăr. E, și Spirit e la fel, dar numai că la Spirit e un tutun moderat spre dulce, cu zahăr și vanilie. Ei bine, Apollo e doar zahăr. Deși tentele de dulce se simt aproximativ la fel, ce face diferența dintre Spirit și Apollo este tăria tutunului și lipsa sau vanilia. Bine, depinde cum vrei să le compari. Hai să tragem și un pic din el, să vedem. Da, un tutun mult mai aspru, se simte TH-ul mult mai bine și bineînțeles, ca să-l testăm, am luat zipul, pentru că pe celelalte atomizoare am Frost, Heaven și Spiritul care tocmai s-a terminat, dar am pus Heaven în el. E foarte bun. Și pe această cale le mulțumesc celor de la Academia de Vapat pentru colaborarea care au avut-o cu Fog Labs. Pentru că au reușit să scoată niște lichide foarte delicioase, de-abia aștept să vină luna următoare să mai achiziționez câteva lichide de la ei, probabil Heaven și Frost o să fie. Hey, și dacă v-a plăcut acest review, nu uitați să dați și voi un like, un share și un subscribe, că nu strică, că nu mai facem, să știți acolo, să fiți pe fază. Hai, ciao, ciao!